Cum reconstruim iubirea după o despărțire și cât de repede începem o relație? Vorbim, bineînțeles, despre viața de după divorț cu Gabriela Seaula la Anatomia Relațiilor. Bine te-am găsit, Gabi! Bine v-am regăsit! Se leagă bine de subiectul de dinainte. Am vorbit acolo de conexiune, de conectare în cuplu. Unele cupluri chiar nu mai reușesc așa să aprindă flacăra, să ardă acolo între ei. Se ajunge inevitabil la divorț, iar tu aici ești expertă, da, în astfel de cupluri. Da. Întrebarea este ce facem dacă am ajuns aici și cât de repede ne aruncăm așa într-o nouă relație, dacă e înțelept sau nu. Aici e o discuție pe care aș vrea să ne uităm cu mai multă atenție, pentru că cei care ajung la divorț își închipuie că partea asta de relație e la fel ca înainte de a se căsători prima dată, cu 10-15 ani. Lucrurile s-au schimbat mult și nu ne lăsăm timp să vedem în ce fel s-au schimbat. Că nu mai e aceeași situație ca atunci când aveam televizor cu tub, acum suntem într-o altă eră. E Smart TV acum. Smart TV și avem, da, alte situații. Ideea este că trebuie să ne raportăm la ce se întâmplă astăzi. O relație înainte era văzută ca ceva fără de care nu era în rând cu lumea. Cumva când aveai 20-25 de ani, părinții te trimiteau de acasă, hai, trebuie să intri și tu într-o relație și să te așezi la casa ta. N-ai și tu mamă pe cineva. N-ai și tu pe cineva și cumva ți-a rămas în minte ideea că dacă nu ești cu cineva, ceva e în regulă cu tine. Iar când ajungi la divorț, primul tău gând e cum fac să fiu din nou cu cineva, pentru că automat înseamnă că sunt în neregulă. Da, social vorbind, să zicem așa, nu e ok să fii singur sau așa ești privit așa într-o Așa se privea pe vremea bunicilor. Da. În ziua de astăzi nu se mai privește chiar așa, decât dacă ne dorim un mod special. Acum, ideea e că o relație e bună sau rea în funcție de la ce-ți folosește. Și de multe ori, ca să explic oamenilor care vin imediat după divorț și îmi spun repede unde găsesc pe cineva să intru într-o nouă relație, le zic următorul fapt. Gândește-te că divorțul este ca atunci când ai coborât dintr-un tren, din trenul relației tale. Și să spunem că la un moment dat, fie ai vrut tu, pentru că trenul în care erai mergea într-o direcție care nu mai era direcția ta, fie ai fost dat jos din tren. Ai fost prins fără bilet. Ai intrat cineva fără bilet și ți-a ocupat locul și nașul a zis până aici e altcineva deja. Da. Indiferent din ce motiv, tu la un moment dat ai hotărât să cobori din acest tren. Și te trezești, divorțul așa se simte, te trezești ca și cum ai fi într-o gară necunoscută, pe peron, cu multe bagaje, ale tale dinainte, ale tale din relație, poate și ale partenerului, cu toate bagajele astea, singur pe peron. Ce fac? Unde ce mă fac duc? Eu aici, pe peronul acesta, pe nu știu pe nimeni, nu cunosc pe nimeni, da, habar n-am unde sunt. Da. Și am văzut cum reacționează oamenii. Unii dintre ei rămân acolo înțepeniți. Și rămân pe peronul freeze, nu? Da. Rămân, da. Da, și rămân pe acest peron ani de zile. Nu se mai mișcă. Deci, îți spun, eu nu mai urc niciun tren, nici nu plec de aici, poate vine trenul meu înapoi și rămân acolo, pur și simplu. Alții spun, eu nu o să fac lucrul ăsta. Eu îmi găsesc pe altcineva imediat. Și mi-au bagajele. Și primul tren care trece, da, opun el. Da. Da. De multe ori, poate trenul e ocupat, e deja cineva acolo, dar nu mai contează. Sau poate că trenul nu merge în direcția ta, iarăși nu mai contează. Pentru că în mintea acestor persoane este, da, dar măcar sunt cu cineva. Adică măcar sunt într-o relație. Și de multe ori le spun, relația nu e destinația. Deci tu, practic, nu destinația vieții tale este să fii într-o relație și gata, în momentul ăla mi s-a terminat orice problemă. Ci relația este, practic, vehiculul care te duce către destinația ta. Deci e mult mai important să-ți identifici care este destinația și să aștepți acel tren care te duce la destinația ta și nu oriunde, în toate direcțiile. Așa este. Dar cine este mai tentat să sui așa în primul tren? Sunt femeile sau sunt bărbații? Femeile, bineînțeles, pentru că cumva și noi suntem, ne gândim că într-o relație, dacă suntem confirmate și odată demonstrăm și fostului partener că iată, cineva m-a văzut și a avut nevoie de mine și uite ce ai pierdut. Pe de altă parte, și prietenilor le putem povesti că, uite, imediat am găsit pe altcineva și... Însă e o păcăleală. Pentru că dacă stai și te gândești, ratezi exact acele luni, acea perioadă în care poți să fii tu cu tine și să-ți găsești, practic, direcția pe care poate ai pierdut-o la un moment dat în anii ăștia în care te-ai deconectat. Da, unele simt nevoia să facă asta și ca o vindecare. Se gândesc că dacă intră într-o relație rapid după divorț, o să cumva o să obțin acea fericire pe care n-au mai avut-o de mult, să zicem, în cuplul lor, sau dimpotrivă intră ca să-i arate lui ce a pierdut și cât de bună este ea și cât de apreciată, exact, este ea.
Ideea e de vindecare, de asta se și numesc relații pansament, că practic e un pansament pe rana pe care, care a apărut în momentul despărțirii, însă trebuie să ne gândim când cineva vine să te vindece. Ori găsești pe cineva care are complexul vindecătorului, deci care are de rezolvat la el niște probleme, ori va sta un pic, după care își va da seama că nu e relația pe care o căuta, pentru că nimeni nu are nevoie să te ia pe tine de pe peronul ăla cu toate bagajele tale, cu știu eu ce adunate, emoții nerezolvate, poate cu copii, poate cu încă sentimente față de fostul partener, da. Să te ia și să te ducă unde. Adică la un moment dat o să zic, ok, a fost drăguț o perioadă, dar îți mulțumesc. Și există acest risc, de exemplu, să intre într-o relație, să se gândească la fostul partener, poate cine știe, își mai dau niște mesaje, poate să mai întâlnesc, poate mai încearcă să reia relația și cumva tu ești prins acolo, știi, și în relația asta și în relația cealaltă. E foarte neplăcut aceste relații pansament, pentru că niciunul din cei doi nu câștigă din această situație. Cel care a intrat pentru că a vrut să se vindece, ajunge că atunci când se duce și pansamentul ăsta, se doară chiar și mai tare decât la început, pentru că îți scade și mai mult încrederea în cine ești tu ca femeie sau ca bărbat. Iată, și a doua relație a eșuat și nu a apucat să vezi ce s-a întâmplat în prima. De aceea, dacă vrem să avem o relație faină după divorț și acum ne apropiem de ziua îndrăgostiților, foarte multă lume vine și mă întreabă cum fac, vreau o relație bună, ce ar trebui să fac. Sfatul meu este să se asigure că bifează câteva aspecte. Și primul lucru la care m-aș uita ar fi încrederea în mine. Mă uit și mă gândesc acum cum mă simt după despărțirea mea. M-a trecut o lună, a trecut un an, eu știu că fiecare la ce moment se află, cât de sigură sau sigur mă simt pe mine ca și partener. Pentru că dacă sunt tremurător și aștept să vină să mă ia și pe mine cineva, când aud că să mă ia și pe mine cineva, cine te mai ia pe tine? Cine să mă ia? De parcă sunt acolo al nimănui și aștept pe cineva pe peron să mă adopte. Da. Stau acolo singură în gară, da. Să mă ia și pe mine cineva de aici. Da. Deci în clipa în care eu știu clar că nu am nevoie să mă ia nimeni, dar eu știu unde vreau să merg și vreau la un moment dat îmi doresc lângă mine să fie un partener de drum, atunci pot să încep să-l caut acel partener, dar dacă nu sunt încrezător, atunci nu e un moment bun. Oricum bărbații simt dacă ești vulnerabilă și nu ești pregătită de o relație și simt că nu e cazul să se ducă acolo, adică mai rău îți faci dacă nu te vindeci. Mai e un lucru pe care trebuie să-l știm, mai ales noi femeile. Bărbații, sigur că ei caută de multe ori și relații scurte, aventuri. Da. Și unde găsesc cu cea mai mare ușurință o aventură? Exact în zona aia de vulnerabilitate pe care o femeie despărțită o are în primele săptămâni, în primele luni. Și știu foarte mulți bărbați care efectiv vânează zona de persoane divorțate, pentru că acolo e aproape că sunt rugați să vină să pună umărul. Însă e păcat. E păcat pentru că ne facem rău și ne pierdem din perioada de vindecare, o lungim cu încă știu o luni, poate chiar ani, pentru că am zis, hai repede să rezolv ceva. Deci nu funcționează. Uite, bărbații, să zic așa, își revin mai repede după lucrurile astea? Depinde acum în ce fel de relații au fost și cât de implicați au fost. Însă am văzut și bărbați care și-au revenit poate mai repede sau aparent și-au revenit mai repede. De ce zic aparent? Pentru că bărbații au această dorință fizică mai intensă decât a femeilor. Și atunci, imediat, ei caută să-și rezolve acest aspect. Și atunci pare că nu sunt deranjați de despărțire, că pare că imediat au intrat în altă relație. Și iar devine frustrant pentru fosta. Devine frustrant pentru fosta. El zice, păi, am scăpat, sunt liber acum, pot să fac ce vreau, recuperez anii pierduți. Și îți dă impresia că el merge mai departe cu viața lui, pe când ea nu poate. Da, și cumva că n-a simțit nimic pentru tine și că n-a însemnat nimic. Ceea ce este foarte fals. Da. Este foarte fals și asta o pot spune din experiența cu bărbații, pentru că lucrez în egală măsură și cu ei. Da, ei au nevoie de partea asta fizică, însă emoțional ei nu sunt reparați. Bine, îi bravează, pentru că sigur nu o să arăți dau că... Da, nu o să arăți că super după fost asta ceva și îi bravează și parcă așa, când se întâlnesc cu tine, îți arată cum ai ieșit cu unul și cu una și cu alta, însă în realitate emoțional au nevoie și ei să se refacă și la un moment dat, după ce termină de rezolvat partea asta, se întorc către partea emoțională. Ei vin un pic mai târziu, deci dacă femeile vin imediat după divorț la un program, bărbații vin poate după un an, când își dau seama că toată alergătura asta nu i-a dus. A fost în van, nu?
Da, nu a rezolvat problema emoțională, deci trebuie făcută ceva și acolo. Ia zi-mi așa ca tipologie de partener, ce caută cei care trec printr-un divorț și vor să intre într-o relație? Caută pe cineva să fie asemănător partenerului cu care au stat atâta timp pentru că e acel sentiment de familiaritate sau din potrivă se duc undeva opus, poate, nu știu, să se distreze mai mult? Ce fel de scenarii caută? Depinde din ce cauză s-a despărțit. Dacă, să spunem o femeie, să spunem că s-a despărțit de soțul ei pentru că după 20 de ani de abuz, de relație toxică, de știu, de dependențe, cu siguranță va căuta opusul. Pentru că a ieșit dintr-o zonă în care nu s-a simțit bine și va căuta opusul. Dacă, să spunem, era într-o relație în care el a găsit pe cineva și ea simte că încă îl iubește pe partenerul ei sau e încă prinsă, e atașată emoțional de el, va căuta pe cineva care să-i semene. Deci depinde foarte mult motivul pentru care s-a produs ruptura. Deci cam așa am văzut că se caută. Mai caută, sigur, lumea caută ceva care să pornească repede. N-au răbdare să aștepte, n-au răbdare să construiască după divorț, pentru că s-au obișnuit într-o relație în care lucrurile sunt așezate și se fac cum se fac într-o relație și nu mai înțeleg ideea asta de a ne vedea, bea o cafea, mai ne vedem a doua oară, bea o cafea. Ardem etape, nu? Haide repede, da. Nu ajungem din nou să fim ca să facem și să gătim împreună sau să facem lucrurile care le făceam cu fostul partener. Ori lucrul ăsta nu are sens pentru că noi începem o altă relație și avem nevoie să luăm iarăși pas cu pas procesul. Să creștem împreună, cum s-ar zice. Da, da. Iar când apar și copii în toată ecuația asta, de exemplu, când avem copii, dar cumva simțim nevoia, bineînțeles, de un partener, când e înțelept să facem pasul? Pasul îl facem noi ca adulți. Deci ideea e că trebuie să fim noi pregătiți ca adulți să facem pasul. Cum gestionăm noua relație în fața copilului, cât de repede prezentăm nou partener sau noua parteneră copilului, asta este o discuție separată și trebuie să o facem cu înțelepciune. Îi spunem de la prima întâlnire? Că avem copii sau da, că... Îi spunem de la prima întâlnire. Sigur, îi spunem de la prima întâlnire, însă nu merge să ne prezentăm rolul de mamă sau de tată. Dacă discuția la prima întâlnire este despre ce am pregătit eu pentru copilul meu. Sunt sexy, sunt deșteaptă, am doi copii, dar hai să trecem mai departe. Da, am doi copii, dar nu mă apuc acum să povestesc, să spun la ce grădiniță merge fiul meu și la ce sport merge fiica mea. Pentru că omul n-am venit să știe ce fac copiii tăi, a venit să te cunoască pe tine. Da. Și nici tu nu vrei să auzi ce face fata lui care e plecată la studii nu știu unde. Nu te interesează asta la prima întâlnire. Exact. Da. Deci e bine să știu cu cine m-am întâlnit. Vreau să știu că ești divorțat și nu ești căsătorit sau divorțată. Vreau să știu că ai copii sau sunt mici, sunt mari. Adică sunt niște lucruri pe care trebuie să le știu. Însă dacă mergem cu discuția în familia ta, nu prea am ce căuta la prima întâlnire acolo. Da, logistic vorbind e complicat așa. Uite, dacă el, de exemplu, are doi copii, ai și tu doi copii, da? Uh-huh. Și vă iubiți, vă potriviți și faceți pași. Și duc pașii ăștia, cine știe, spre un nou parteneriat, să zic așa, o căsătorie. Logistic vorbind e complicat, stăm să negociem lucrurile, cum facem? Nu e simplu, trebuie foarte multă înțelepciune, trebuie luat pas cu pas, copiii au și ritmul lor și până la urmă, în momentul în care începem să-i punem împreună, trebuie să vedem cât de repede îi punem. Câteodată ne grăbim să ardem etape și hai, mergem cu toți în vacanță, fără să... Vai și ce bine o să fie și ce o să ne distrăm și... Acolo, da, deci trebuie să verifici dacă copiii vor sta bine în vacanță. Da. Și mai bine începem întâi cu o plimbare în parc și vezi cum se înțeleg și o iei pas cu pas. Însă am văzut cupluri care s-au conectat cu copii fiind și care acum sunt foarte bine. De la început a fost un pic de frecuș. Da, inevitabil, nu? Până inevitabil, se da. Da, într-adevăr. Ce provocări mai apar la cei care caută relații de după divorț? Riscă, nu știu, să fie dezamăgiți că nu-și găsesc partenerul atât de rapid sau poate că nu e pe placul lor sau nu știu unde să mai caute? Cum e dinamica? Dinamica e, plecăm la căutarea aceasta fără să știm ce căutăm. De fapt, aici... Bâșbuim. Multă lume aud când deschid un cont. Da. Ce cauți? Da. Vorba sau o femeie? Da. Cum o fie? Da. Ideea e și când mergem să ne luăm un cățel. Ne gândim, vreau un cățel care să alerg, vreau un cățel care să mă plimb, vreau unul care să doarmă în casă. Deci, înainte de a pleca să cauți un partener, nu e doar o nevoie să umplu un gol, pentru că dacă asta este singura nevoie, clar va fi cu dezamăgire și vei prelungi foarte mult procesul de recrutare, ca să-l denumesc, pentru că tu nu știi ce cauți. Însă dacă îți faci un proces al tău, ce îmi trebuie, ce îmi lipsește, cine sunt eu, cum mă prezint, cât de pregătit sau pregătită sunt să merg la o întâlnire, atunci din prima mă pot prezenta pe site-uri sau prietenilor, la modul asta caut și asta îmi doresc. Dar dacă tu nu știi ce cauți și pur și simplu ai apărut ca să
cunosc un bărbat sau o femeie, poți cunoaște, sigur că da, însă nu întotdeauna cu succes și de multe ori cu dezamăgire, mai ales că deja venim pe un fond de dezamăgire după divorț. Acum că tot ai pomenit că vine februarie, vine ziua îndrăgostiților, ce fac ai tăi din grupuri? Ai mei din grupuri se pregătesc. Așa. Învață. Învață despre relații după divorț și învățăm lucruri legate de psihologia femeii și a bărbatului, de ce căutăm și unii și ceilalți, de care este ritmul în care intrăm în relații și unii și ceilalți, care sunt pașii, ce etape să ardem și ce etape nu avem voie să ardem. Deci, practic, noi acum învățăm... Sunteți în bootcamp. Da, și e foarte interesant pentru că, dincolo de faptul că învățăm partea teoretică și aplicăm, și venim fiecare cu poveștile noastre, uite ce mi s-a întâmplat, uite cum am cunoscut, uite ce mi-a zis și toate discuțiile acestea aduc povești de viață. Și îți dai seama, da, frate, asta nu funcționează sau funcționează foarte bine așa. Deci asta facem, ne pregătim pentru o nouă relație după divorț, dar una făcută cum trebuie. Ca la carte, așa. Ca la carte. Și uite, apropo de partea asta de vindecare despre care spuneai că trebuie să ne luăm așa, să stăm un timp cu noi. Da. Cât să stăm? 3 luni, 6 luni? Ce facem în lunile astea? Eu zic minim 3 luni, ideal ar fi chiar 6, dar în aceste 3-6 luni trebuie să lucrez în fiecare zi. De exemplu, eu fac aceste programe de 3-6 luni în care o luăm de la momentul în care încep să văd de ce am ajuns la divorț, de ce s-a întâmplat cu mine, care sunt resursele, câtă încredere mai am, câtă maturitate emoțională. Vreau să văd în ce parte mă duc, care e destinația mea, nu orice tren merge, destinația mea, că poate nu e acolo. După care încep să învăț cum trebuie să mă comport, ce n-am învățat, ce abilități poate le-am pierdut undeva în prima tinerețe. Deci toate lucrurile astea le facem săptămână după săptămână, într-o curiculă care cumva le duce gradat de la una la alta. Pentru că dacă azi fac una și peste încă o lună mai fac ceva, s-ar putea să nu se lege. Dar pe când dacă avem un fir roșu, plecăm din punctul în care m-am divorțat până în punctul în care chiar știu ce am de făcut. Deci putem în 3-6 luni să fim gata, dar trebuie să lucrăm cu noi. Dacă doar așteptăm că timpul le rezolvă, nu funcționează. Nu o să se întâmple asta, dar uite, am o curiozitate, e greu să-și recunoască greșelile făcute la această analiză, la această introspecție? Dacă ar face lucrul ăsta singur, ar fi greu să accepte. Însă, de exemplu, ieri am început un nou grup de suport, unde eram 15 oameni și am început să ne povestim povestea noastră. În primul rând, e interesant să auzi să-ți auzi povestea, pentru că eu am auzit-o de 2-3 ori, povestea ta. A persoanei respective, da. Povestea ta, da. Pentru că am avut o primă discuție înainte de a intra în grup și aseară am auzit-o din nou, spusă la fel. Deci, practic, deja povestea parcă ar fi fost scrisă. Uh-huh. Ori aceste povești pe care tu ți le spui, cineva din exterior spune, parcă nu sună chiar așa bine. Pe tine chiar te ajută povestea pe care ți-o zici și atunci în clipa în care cineva din exterior îți dă feedback atât de clar, după care auzi tu alte încă 10 povești și spui, nu cred că are sens ce zic acum sau nu cred că e adevărat 100%, atunci începi să schimbi și să dai seama, stai un pic, că poate adevărul meu nu este singurul. Poate că există și alte moduri de a vedea lumea și care ar putea să mă ajute mai mult. Și abia în clipa aia începem să facem modificările la transformarea. Gabi, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție, ca de obicei minunată, așa cum ne-ai obișnuit. Și de-abia aștept să ne revedem și data viitoare aici între prieteni, să vedem ce mai discutăm apropo de relații. Îți mulțumesc frumos, Gabi. Dacă. Mulțumesc!